Oldul are din acest sezon echipă care va evolua în Liga a treia. CSM Slatina este formația care a reușit accederea în eșalonul superior. Ieri după amiază, jucătorii grupării slătinene s-au reunit sub comanda stafului tehnic coordonat de Mihai Ianovski. El își dorește ca echipa de pe malul Oltului să ajungă în Liga a doua. Meseria de antrenor e un cumul de provocări. Am acceptat această propunere, mi-a surâs ideea de la bun început. Este un oraș cu tradiție mare, cu istorie în spate, un oraș care trebuie să revină acolo unde e locul pe cel puțin în a doua scenă fotbalistică a fotbalului românesc, dar totul cu răbdare. Pentru noul sezon competițional, lotul slătinean a fost întărit cu jucători cu experiență, care vor ajuta echipa să-și îndeplinească obiectivul propus. Lotul va fi definitivat după efectuarea vizitei medicale. Este prima zi, sunt mulți jucători, încercăm să construim o echipă competitivă. Este o echipă a orașului, o echipă unde vor prima jucătorii acestui oraș, jucătorii tineri. Vom încerca să promovăm cât mai mulți jucători din propria pepinieră, pentru că aici a fost tradiție, este și sunt convins că sunt în continuare jucători care pot face față marii performanțe și de ce nu să dăm în continuare drumul la jucători către fotbalul mare. Sunt și jucători noi, a fost pentru unii o perioadă mai scurtă de vacanță, pentru unii o perioadă mai lungă, vom încerca să uniformizăm lucrurile în așa fel încât să creăm o echipă competitivă, un grup bun și să reușim să ne îndeplinim obiectivele. În continuare, echipa de fotbal CSM Slatina va fi antrenată de Bobby Verdeș, alături de secunzii Mircea Voicu și Vasile Sin.